Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, 140.400 de doze de vaccin de la Pfizer-BioNTech au ajuns în țară pe cale aeriană pe aeroporturile din Otopeni, Timișoara și Cluj-Napoca. Astfel, în jurul orei 8, pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni au ajuns dozele de vaccin care, ulterior, vor fi transportate pe cale rutieră de firma producătoare la centrul de stocare de la Institutul Cantacuzino și la centrele regionale din Brașov, Craiova, Constanța și Iași. În jurul orei 11, alte două aeronave au aterizat pe aeroporturile din Timișoara și Cluj-Napoca, iar dozele de vaccin vor fi transportate tot pe cale rutieră spre centrele de stocare de la spitalele militare din Timișoara și Cluj-Napoca. Vaccinurile vor fi transportate în condiții de siguranță, în containere speciale cu gheață carbonică și folie etanșă. Vaccinurile vor fi distribuite în București, 40.950 de doze, în Iași, 25.350 de doze, în Cluj-Napoca, 29.250 de doze, în Constanța, 8.075 de doze, în Craiova, 12.675 de doze, în Brașov, 12.675 de doze și în Timișoara, 10.725 de doze. Primele 10.000 de doze de vaccin împotriva coronavirusului au intrat în țară vineri, pe la Vama Nădlac 2, județul Arad, iar sâmbătă a ajuns la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, desemnat Centrul Național de Stocare a Vaccinurilor împotriva COVID-19. Vaccinarea a început duminică în toate cele 10 spitale de boli infecțioase aflate în prima linie în lupta împotriva SARS-CoV-2. Colonelul Romeo Ferraru, purtătorul de cuvânt al Institutului Cantacuzino, a precizat că este vorba despre 40.950 de doze de vaccin anticovid. Aceste doze vor fi depozitate în Centrul Național de Stocare al Institutului Cantacuzino și vor fi distribuite spitalelor care au nevoie de vaccin în funcție de solicitările primite de la Comitetul Național de Coordonare a Vaccinării în perioada următoare, a afirmat colonelul Ferraru. În București, distribuția vaccinului se va face prin Ministerul Apărării Naționale, transportul urmând să se realizeze cu ajutorul unor autofurgonete. Dispunem de un centru de depozitare pentru 1,5 milioane de doze, în congelatoare speciale, cu temperaturi cuprinse între minus 60 până la minus 90 de grade Celsius, a menționat purtătorul de cuvânt al Institutului Cantacuzino.